Iar urmează un meci greu pentru voi, dar veniți după o victorie și moralul trebuie să fie mai bun. Da, într-adevăr, ne-am schimbat moralul în ultima perioadă. Am obținut niște victorii importante și mergem la Sibiu cu același gând, să jucăm un basket cât mai bun și să reușim victoria. Pare că jocul vostru se leagă din ce în ce mai bine. Da, asta este și obiectivul nostru la fiecare antrenament. De asta venim în fiecare zi la sală, să ne îmbunătățim jocul și să ne legăm mai bine pe teren. Să obținem cât mai multe victorii și la final să realizăm obiectivul. Cum crezi că s-au integrat băieții cei noi care au venit acum? S-au integrat foarte bine, i-am primit cu brațele deschise, ne-au ajutat și pe teren, lucrul acesta s-a văzut și, după părerea mea, ne-am îmbunătățit lotul în ultima perioadă cu aceste noi achiziții. Ce crezi tu că vă mai trebuie pentru a lega victoriile? Încredere. În foarte multe meciuri le-am pierdut în ultimul sfert, n-am avut puterea necesară să obținem victoria și, cum am spus, încrederea în lui. Cel mai important lucru, vreau să spun. De asta aveți nevoie și la Sibiu? Da. De credere. Cum ai catalogat evoluțiile tale de la ultima noastră întâlnire? Am avut evoluții foarte bune, zic eu. Am reușit să-mi ajut echipa și v-am spus, dacă echipa câștigă, sunt și-o fericit. Mulțumim.